Celebrul Bassam Dabas, cunoscut ca hairstylistul vedetelor, a fost jefuit de doi adolescenți. Întregul incident s-a întâmplat la o sală de fitness. Cei doi tineri au furat sirianului rucsacul în care se aflau nici mai mult, nici mai puțin de 60.000 de lei. Polițiștii au reținut pe cei doi indivizi pentru 24 de ore. Bassam Dabas, cunoscut de vedetele autohtone în special pentru coafurile pe care le creează, a fost predat de hoți chiar la sala de fitness din sectorul 2 unde obișnuia să meargă. Hairstylistul vedetelor a rămas fără suma de 12.000 de euro, bani pe care îi purta cu el și pe care îi lăsase în vestiarul sălii închis cu cheia. Imediat după ce a sesizat dispariția banilor, a alertat poliția. Persoana vătămată ne-a sesizat cu privire la faptul că i-au fost sustrase mai multe bunuri, printre care și suma de aproximativ 60.000 de lei, din vestiarul ce era asigurat cu cheie, în timp ce se afla într-o sală de fitness din sectorul 2. Vinovați pentru furt ar fi fost doi tineri care au ajuns pe mâna poliției. Au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, în urma cărora au fost depistați și conduși la audier cei doi tineri, în vârstă de 16 și 17 ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Au fost reținuți pentru 24 de ore. Mai apoi, instanța a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.